în care s-a instaurat pentru câteva ore panică, și asta după ce o dronă a survolat municipiul care e în lung și în lat. Localnicii au crezut că au de-a face cu un act de spionaj și s-au alarmat, înroșind firul telefonic al primăriei Carei și al poliției municipiului Carei. Conducerea primăriei a ieșit public imediat pe pagina sa de socializare și a înăturat misterul. Potrivit comunicatului, citez, la comanda primăriei Carei, domeniul public al municipiului este măsurat cu drona. În principiu, lucrările vor fi finalizate în această săptămână, lucru care, cu ajutorul metodelor folosite anterior, ar fi durat chiar și 2 ani. Măsurătorile sunt necesare pentru mai multe proiecte. Din păcate, o parte a locuitorilor sunt nemulțumiți de activitatea dronei. Acest comunicat este menit să liniștească. Executantul nu filmează nici întregul municipiu și nici anumite zone ale acestuia. Am încheiat citatul. Marți 9 august 2016, începând cu ora 18, în sala cavalerilor a castelului Caroi din municipiul Carei, a avut loc recitalul de lăută și chitară susținut de Costin Soare, unul dintre cei mai activi și apreciați chitariști ai generației sale. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul celei de-a 4-a ediție a turneului Național Muzica în Palatele României. Recitalul a fost organizat de Asociația Cultural Sportivă Pro Valores cu sprijinul municipiului Carei, a Direcției de Cultură a municipiului Carei, Centrului de Promovare a Turismului Grov Caroi și a Primăriei Carei.